Da, e bine să mai mergi și pe unde nu te dă GPS-ul. Am descoperit și un nou drum pe aici. N-am mai intrat pe aici. Mai un pic în stânga, e ceva pod fain. Intrăm în Franța pe ceva național chiar acum. Cam asta ar trebui să fie intrarea. E bine de știut pentru că nici aici văd că nu sunt controle. No, clar, acum suntem în Franța. No, foarte fain. Avem 80 de kilometri, avem și ceva alimentare la Colmar. Noi acolo trebuie să descărcăm dimineață. No, ideea este că și eu și Dani avem GPS-urile la fel. Al meu te dă o rută, al lui altă rută. Iar noi am luat altă rută. Da, băi, de ce nu? Sunt 3 grade aici în Franța. Ajungem la destinație. Mai ronțăim ceva. Și ne punem la nani-nani. Am pornit Kamsamu. Kamsamu este aplicația care ne ajută cu radarele. Și hotelul F1 ăsta, nu știu dacă se vede la voi în colț, acolo în dreapta undeva. Este un hotel low cost, da? Deci prețuri mici. Și ce să zic, camere decente probabil, nu știu, nu am fost, nu știu cât costă, știu dacă sunt prețurile mici, sunt foarte multe în Franța. Uite și o tanti care lucră. Da, toată lumea lucră, cum să nu? Acum cine cu ce poate? Oh, Daniel, pe unde am ajuns? Acolo sunt ceva spații pentru spălat. No, după cum v-am zis, în Franța nu sunt spălătorii ca la noi în țară, să îți spele cineva mașina, pur și simplu ți-o cureți singur. Da, o aspiri, o speli. Foarte faine și spălătoriile astea. O singură dată chiar ar trebui să facem un filmuleț pe chestia asta cu spălător. Poate că ajută. Nicolas, ce te vaporașe pe aici, e fain. 3 euro am plătit eu. Era o spălătorie, nu știu ce să zic, de cartier, așa, de... No, ciudățică, oricum. Nu am putut să bag duba acolo înăuntru. Am intrat doar cu cabina cât o mers. Și am moșmondit-o pe acolo pentru că era foarte, foarte murdar. Am fost pe ceva câmp, în sfârșit. Au 400.000 de semafoare, 583.000 de sensuri giratorii. Uite-o pe tanti.
Da, păi nu. Ce să zici? Fiecare cum poate. Și prostituția este practicată din cele mai vechi timpuri. Bă, mai bine așa, adică decât să cobori în parcare în Germania, să te piși și să vină unul la tine să te întrebe dacă you need to the blow job, adică știi ce zic? Dă-te în gâtul, mă. N-am pățit-o, a pățit Dani, am mai povestit chestia asta. Păi și omul să se pișe, frate, și l-a luat ăla la întrebări, adică nu vrei să te ajut să te piși? Dă-te morții, mă, ștăpit. Bă, și smulți și-ți protejați de miliție, frate. Deci miliția îi protejează, ești nebun la cap. Păi nu, cum dracului mai faci tu familie în ziua de azi cu dirii ăștia? Hmm? Dacă asta se promovează, vom fi prea mulți aici pe Terra, deși n-aș prea crede. Nu cred nici în căcatul ăla de încălzire globală. Nu cred nici că suntem mulți. Nu cred în toate căcaturile astea care ni le dau aia pe sticlă. Eu nu cred. Nu, mai merge mult pe aici, Dani. Daniela, pe telefon, nu povestești acum. Hai să crezi. Nicolaas, cred că e ceva aici. E o cameră. Vezi în ce stai la 50, că e o cameră la ceva tunel. Cred că o fi deschis și el totuși aplicația. Asta n-are... foarte mare atenție la chestiile astea, pentru că... Asta văd că nu ne-o dat aici. La înălțime să fiți... Bă, bine, am înțeles că era ce drag cu aici. Ok, am 50, sunt bine. La înălțime să fiți atenți, pentru că mai sunt deviații din astea și poți să ocolești pe deasupra. Ideea e să nu intri pe aici, mare atenție. Pentru că sunt unele porțiuni, am mai văzut și... Am văzut în Paris, intri și nu mai ai pe unde să ieși, adică e groaznic. Deci dacă ai rămas acolo e groaznic. Nu mi s-a întâmplat încă, deși sunt foarte atent. V-am zis, uneori am GPS-ul setat și pe înălțime, pe lungime, dar nu prea folosesc funcția respectivă. Stai că-l pierdem pe Daniel. Că e ceva radar la 70. E ok. Relax. Uite-l acolo pe stânga. Nu-l văd pe Dani, deși GPS-ul îmi spune să merg spre stânga, spre Mulhouse. Aha, uite-l mai în față. Este limită de 70. O să
să mă întind un pic peste 70. Deci pe acolo trebuie. Aha. E ok. Și aici mai încetut. No, mare atenție când aveți marfă înaltă pe mașină la virajele astea, pentru că riscați să vă dați pe o parte, ceea ce n-ar fi fain absolut deloc. O să purtați în permanență centura pentru că vă și ajută în caz de Doamne ferește, dar sunt mulți milițieni în mașini civile și se uită la tine, n-ai centura, no problem. Hai puțin pe dreapta la un 90 de euro. Aici zici că totul e la kil. E 90 de euro pentru centură, este 90 de euro depășești cu 3 km viteza legală. Uite, mare atenție, drumul este de 90, dar 3,5 trebuie să meargă cu 80. Așa ar trebui să meargă cu 80. Este 90 de euro pentru vorbitul la telefon și multă mare atenție pentru că pe Franța e amendă și dacă ai căști. Da? Deci pentru căști îți dă amendă. Ei spun că trebuie să ai instalat pe mașină Bluetooth. Pentru cască Bluetooth nu cred că este problemă, deoarece ai apăsat odată, ai răspuns și îți folosești mâinile pentru a conduce.